Spatele tău e drept, brațul e întins. Da. Iar umerii sunt peste nivelul balei, ok? Meda, continuăm așa cum am promis și pentru ca oamenii să știe că noi ne ținem de promisiune, că tu te ții de promisiune, mă practic. Mă țin de promisiune, chiar mă țin, adică am aproape 2 săptămâni de când n-am mai pus zahăr în gură. Și cum ești? Sincer. Mă simt foarte bine, nu mă simt în niciun fel, adică nu... Da, zahărul, știți, creează starea aia de euforie, când ești supărat, când ești într-o stare de disconfort, da. Depinde, dar m-am obișnuit, ascult muzică, mestec în gol, dar este bine. Pentru că ai fost cu minte. Așa. Și că pentru că nu ai mâncat zahăr de 2 săptămâni. Aproape 2 săptămâni. Aproape 2 săptămâni. Mai am 3 zile și fac 2 săptămâni. Am o surpriză pentru tine. Ah, ia spune. Astăzi mergem să te răsfățăm. Adică? Astăzi o să mergem să ne remodelăm. Mă simt un pic încleștată. De obicei dădeam iaman dulce ca multe alte doamne. Știu. Ca multe alte dintre noi. Știu. Așa că am zis... Că e bine ceea ce spui tu acum. Haide, haide să te răsfățăm. Haide, haide. Meda, am ajuns. Am ajuns. Unde aici, m-ai adus? Aici să vezi surpriză, pentru Așa. Că suntem la cel mai tare salon de remodelare corporală. Excepțional. Și o avem aici pe Alina. Astăzi o să facem criolipoliză. Așa. Sapphire Sculptor. O să facem și o epilare definitivă cu Elision Pro. Și o să facem și o rejuvenare facială cu SPL. Acum dăm pe Google Translate. Așa. Ce înseamnă criolipoliză? Criolipoliza este un tratament neinvaziv. Așa. Care ajută la eliminarea grăsimii. E aparatul minune. Da. Serios? Da. Așa. Următorul. Sapphire Sculptor. Așa. Este tot un aparat neinvaziv. Da. Care se bazează pe radiofrecvență. Aici am dat peste cap. Nu doare, nu? Nu, nu. Nu doare. E bine, slăbim fără durere. Perfect. Visul oricărei femei. O visul oricărei femei. Să trecem la treabă. Bun. Eu urmează să mă dezbrac și să fac pe aici un pic de striptease. Vă chemăm imediat. Câte săptămâni o să poată să-și ia o preche de pantalon cu o mărime mai mică? Rezultatele se văd între 3 și 6 săptămâni. Ok. Deja mi-e frică. Mi-e frică, nu știu. Hai zis că nu doare. Deci... Dar ce simt? O să simt rece? O să... Deci el o să tragă, da? Este pe vacumare. Rece nu o să simțiți. Ah, am înțeles. Te trage. Ce simți, Meda? E ciudat. Simt cum mă absorb. Arde! Nu se simt! Aoleu! Oh my God, nu știu că eu vei tu zahăr. Am și partea a doua. Alexandra, ține-mă de mână! Sunt aici! Ești aici? Aici, mă ține de mână. Aici sunt. Aleluia! Mă, și cât e la mașini aici? Te lăsăm acum și ne vedem peste 60-70 de minute, exact. Da? Atunci o să ne vedem după ce o să mă trezesc. Haideți, băieți, la revedere! Somn ușor! Asta se va încălzi. Da, simt că s-a încălzit un pic. Începem de la o temperatură înaltă, da? Și după aceea scădem treptat. Super. Trebuie să ținem 10 minute pe zonă ca să avem un rezultat. Am înțeles. Acum cred că încep să simt eu... bulele de grăsime. Se sparg așa, nu? Da, se sparg? Da, acum le simt. Cu speranța că cei câțiva centimetri în minus se vor vedea cât de curând, Meda era pregătită pentru următoarea intervenție, rejuvenarea facială. Să-i dăm drum. Să pun acești ochelari. Bun. Ia să te vedem, Meda. Ia. Mă vedeți? Sunt splendidă. Îmi pune un strat de gel. Și cu această minune, noi ne întinerim. Gata, m-am întinerit? Gata. Asta a fost tot? Da.
Asta a fost tot. Sunt cu 10 ani mai tânără. Bine, hai să nu exagerăm. Dar cu câteva luni tot sunt mai tânără. Cum te simți? Excepțional. Foarte bine. Chiar m-au surprins foarte mult aparatele astea super ingenioase, la care nu m-am așteptat, sincer să fiu. Ce să mai... mă reîntorc, mai vin, mai fac. Având în vedere că scazi rapid, cui nu-i convine să mai vină? Așa, te anunț că gata cu răsfățul, de mâine ne întoarcem la chinuit. Nu renunț, adică nu, în continuare dietă, în continuare sală, muncim ca lumea, scoate muntul din noi, așa cum se spune mai pe românește. Așa. Și răsfăț, un pic.